Biserica Sfântul Mucenic și Arhidiacon Ștefan din Tătăraș a fost astăzi sfințită. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii corului bizantion, în cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte Teofan, le-a vorbit celor prezenți despre pericopa evanghelică de astăzi și despre chemarea spre mântuire făcută de Dumnezeu tuturor credincioșilor. Mântuirea este libertatea omului care se află în legătură cu Dumnezeu. Mântuirea înseamnă a fi cuprins de iubirea lui Dumnezeu Tatăl. Mântuirea înseamnă a trăi viața lui Hristos, a tinde Spre a trăi viața lui Hristos în viața ta. Mântuirea înseamnă dobândirea Duhului Sfânt încă din această lume. Așadar, la întrebarea cum să mă mântuiesc, gândul nostru se cuvine să se îndrepte spre veșnicia de după moarte, dar deopotrivă să se îndrepte spre mântuirea, spre viața, spre libertatea, spre lumina, spre adevărul pe care ne dășduim, chiar dacă în parte și ca pregustare, să le primim încă din această lume. La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei l-a hirotesit iconom Stavrofor pe preotul paroh. De asemenea, părintele Adrian Cojocariu, preot doi al parohiei, a fost hirotesit iconom. Părintele Anton Frunză, fost protopop de ea și slujitor al comunității, a primit distinția crucea sfântul ierarh Dosoftei, în continuare, părintele metropolit Teofan a oferit binefăcătorilor locașului de cult distinții de vrednicie. Parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan din cartierul Tătăraș al municipiului Iași a fost înființată în anul 1997.